Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj este pregătit să intervină în cazul producerii unui cutremur. Mai multe informații pe acest subiect ne-a oferit majorul Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență Porolisum Sălaj. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum Sălaj este pregătit să intervină în cazul producerii unui cutremur. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj are în dotare două containere multirisc. Acestea sunt dotate cu toate echipamentele și accesoriile specifice necesare căutării salvării în cazul producerii unor dezastre, inclusiv în caz de cutremur. În dotarea containerelor multirisc, primită de la Departamentul pentru Situații de Urgență, se mai află și un aparat dotat cu senzori seismici, cu ajutorul cărora pot fi identificate victime surprinse sub dărâmături. Echipamentul este prevăzut și cu o cameră video pentru vizualizarea victimilor aflate sub dărâmături. Containerele pot fi transportate la locul intervențiilor cu ajutorul unor autocamioane care au în dotare și un braț de ridicare pentru încărcarea și descărcarea acestora. Fiecare container este stabilit cu tehnică de intervenție aflată la dispoziția turelor de serviciu. Întregul personal operativ al ISU Sălaj a fost instruit și se pregătește în permanență pentru utilizarea și întreținerea echipamentelor acestora. De asemenea, la nevoie, unitatea mai dispune și de un container de tip EIP, care conține o rezervă de echipamente individuale de protecție pentru echiparea personalului suplimentar care acționează într-o situație de urgență de amploare. Detașamentul de pompieri Zalău are în dotare și un câine specializat în misiuni de căutare-salvare urbană, care poate fi utilizat la căutarea victimelor de sub dărâmături. Personalul aflat în serviciul de permanență își desfășoară activitatea în ture de serviciu de 24 de ore și este permanent pregătit și gata să se deplaseze la locul producerii unei situații de urgență. La nevoie, în cazul în care situația de urgență este de amploare, se poate activa creșterea capacității operaționale, care prevede inclusiv suplimentarea cu personalul aflat în timpul liber. Astfel, zilnic, peste 80 de pompieri din cadrul ISU Sălaj se află în serviciul operativ cu tehnica specifică din dotare, fiind pregătiți să intervină în gestionarea situațiilor de urgență din competență, iar răspunsul la urgențele medicale este asigurat prin intermediul celor 9 echipaje SMURG. La nivelul ISU Sălaj este în vigoare, ca în fiecare an și în 2023, un plan județean de pregătire în domeniul situațiilor de urgență. Acesta vizează pregătirea agenților economici, autorităților publice și stabilește inclusiv planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de evacuare din unități de învățământ în cazul unei situații de urgență generate de producerea unui incendiu sau a unui seism. Conform acestui plan, sunt stabilite regulile în baza cărora se va acționa în caz de dezastru, inclusiv în cazul producerii unui cutremur. Periodic sunt mediatizate în mass media locală campaniile naționale de informare preventivă Nu tremur la cutremur, iar, cu ocazia diferitelor evenimente, materialele aferente campaniei sunt distribuite prin punctele de informare preventivă ale unității. Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență la adresa https://fipregatit.ro sau a aplicației de mobil DSU, ce poate fi descărcată gratuit de pe App Store sau Google Play.